Așa cum v-am promis, dragi prieteni, încheiem seara de astăzi cu o expunere, așa cum știu eu, pe prietenul nostru, Daniel Nazari, directorul Bibliotecii Județene Brașov, una impetoasă și la obiect. O expunere asupra unei perspective istorice a transumanismului și a postumanismului, una care e desprinsă cumva de perspectiva literară, dar poate oferi extrem de multe explicații și idei. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Dan Dovoș pentru invitație. De fapt, între noi un parteneriat mai vechi și la ediția anterioară ale Filitului am fost aici cu Book Trailer-urile. După aceea, anterior, auzisem un proiect izibit de promovare ale literaturii române contemporane prin intermediul unei aplicații de telefon mobil care în fiecare zi îți livra, la fel cum îți livrează vremea la o anumită oră, un profil de scriitor contemporan român, pentru că mulți, cel puțin din generația tânără, cred că scriitorii sunt doar cei morți. Și conta foarte mult că exista și feedback-ul acesta cu Facebook-ul autorului, încercarea noastră de a sensibiliza tânăra generație cu ajutorul tehnologiei, dar ducându-ne la esență și anume la literatură. Spunea Dan că perspectiva va fi un istoric și mai depărtată poate un pic de literatură. Să știți că, din perspectiva mea, și istoria e 99% poezie. Poate vă se pare suspect că zic lucrul ăsta, dar și la noi, de foarte multe ori, când ne bazăm pe arhive, în ea domnește ficțiunea. Ficțiunea din arhive sunt niște lucrări consacrate, în care și atunci când se emit un document, de fiecare dată ai un interes și cauți să ascunzi mai degrabă decât să dezvolui anumite realități. Deși domeniul nostru, deși s-ar părea că este unul al obiectivității de pline, de fapt o istorie e cu atât mai bună cât este mai subiectivă, pentru că este una asumată. În momentul în care ai făcut o documentare teribilă, ești conștient de valoarea lucrării tale și atunci ești pe piață cu o chestie muncită în care îți asumi cu subiectivitate de plină un anumit subiect. Inițial, tema era cu o perspectivă istoriografică asupra umanismului și transumanismului și postumanismului. E bine, ca să vă dau așa un exemplu foarte bine, că n-am rămas acolo, doar transumanismul are câteva milioane de poziții pe Google, dacă dai o căutare. S-a scris atât de mult și atât că e deconcentrant pentru orice istoric să facă și măcar o minimă sistematizare. Și e o problemă care poate fi apucată de oriunde și dusă în oricare dintre direcții. Tentativele acestea de sistematizare, cel puțin în cadrul istoricilor, sunt unele care, cum bine se spune din teoria noastră, te apleci asupra subiectului deja când bufnița minerului și a zborul și lucrurile sunt deja înghețate. Nu mai poți asupra istoriei deja trecute să mai intervii. Ori aici este o realitate într-un dinamism teribil. În momentul în care se vorbea de transumanism, lucrurile de acolo păreau de science fiction. Multe din ele acum sunt deja vetuste. Accelerația aceasta teribilă la nivelul descoperirilor științifice fac ca lucruri care odinioară păreau de domeniul științifico-fantasticului să fie astăzi lucruri care au intrat într-o anumită normalitate. Fiindcă și pe site-ul Filit, conferința și umanism și transumanism, dar cum bine s-a observat, nu putem să scoatem din ecuație postumanismul, că de fapt este ceea ce ne așteaptă. Nu îl putem ocoli și poate că ar fi bine, chit că granițele acestea, din punct de vedere istoric, sunt foarte clar delimitate și umanismul este un fenomen care aparține unei modernități timpurii. Transumanismul e deja prezent chiar și atunci când am făcut vaccinul la final de secol XVIII, primul vaccin este deja un om transumanist. Ei bine, postumanismul și el este deja prezent, că nu este o succesiune perfectă și cronologică, după unul urmează celălalt, ci granițele sunt foarte permisive și, practic, putem să vorbim că aceste epoci coexistă, chiar dacă umanismul, din punct de vedere istoric, s-a finalizat. Deci să le vedem, ca istoric cel puțin, în granițele nu sunt încheiate, nici transumanismul nu este încheiat, dar nici postumanismul nu putem să zicem că nu a venit deja peste noi. Și ele sunt foarte simplu de explicat prin perspectiva ameliorării. Dacă umaniștii vreau să amelioreze omul, în primul rând cultură, educație, chiar și prin politică, și politica s-a schimbat foarte mult acolo,
Deja transumanismul ameliorează mai mult pe partea biologică, iar postumanismul se văd mai ales la nivelul conștiinței aceste transformări. Dar dacă primul dintre ele, umanismul, avea perspectiva aceasta luminoasă a unui om care poate să fie asemănător divinității, a unui om care permanent este într-un continuu progres și poate, cu propriile forțe, să se opună naturii, să fie asemenea lui Dumnezeu, ei bine, deja transumanismul se duce în zona aceasta biologicului în care omului este adăugat mult mai mult conținut dintre acesta care să-l ajute să aibă viața mai lungă, să-l ajute să fie mai performant. Iar postumanismul este deja o perioadă în care considerăm că omul s-a săturat de atâta libertate, că are deja tendința aceasta de a comite niște erori, pentru că s-au produs niște erori, chiar dacă ideile acestea umaniste sunt atât de frumoase și cum bine au legat și antevorbitorii, s-au produs atâtea, că s-a dat exemplu aici numai al pogromului și al ce s-a făcut pe partea de antisemitism, dar aici și gulagul trebuie luat într-o discuție. Nu putem să nu ne uităm și peste partea aceasta europeană și să vedem ce s-a întâmplat în Rwanda în secolul trecut. Deci sunt niște lucruri care trebuie văzute că, deși propovăduim la nesfârșit ideile acestea umaniste, totuși s-au produs niște atrocități teribile. Și chiar dacă actualmente se încearcă ameliorarea omului, în primul rând pe politic, cu ajutorul politicii, vedem cât aproape s-a dat fix peste tot. Aproape toate țările nu mai au, poate ce să ne mai uităm un pic în Australia sau poate pe Noua Zeelandă, unde sunt singurii de pe planetă unde politicienii au fost umani și au pus în primul rând omul în față și pe urmă banul. Deci sunt niște lucruri foarte complicate și eu cred că deja și acum, ca să rămân în acest cadru, de fapt, deși problema aceasta a COVID-ului a fost o problemă care trebuia să pună omul în față, ei bine, toate discursul este de cât de afectată este planeta, cât extinția aceasta întâi a planetei și să vedem pe urmă și cu omul. Faptul că industria militară este prima care dezvoltă tehnologiile și banii se alocă în primul rând acolo, face ca de fapt această problemă a transumanismului și a îmbunătățirii omului să rămână pe plan secund, deși poate niciodată în istorie moartea nu a fost simțită la nivelul fiecărui cetățean mai aproape. Niciodată omul n-a fost mai în pericol să îl simtă din toată ființa lui. Și au fost perioade în care, practic, planeta s-a închis. Ori lebăda aceasta neagră care a fost a COVID-ului nici nu se poate compara cu 11 septembrie sau cu crack-ul financiar din 2007-2008 în Statele Unite ale Americii. Deci sunt niște lucruri care au modificat esența, istoria, în tot ce însemna ea până acum. Ori vedem că omenirea este încă captată de climatic, deja nici n-a trecut bine pandemia și discursul se duce tot în această zonă, e adevărat și cred că Pământul este într-o foarte mare pericol, dar haideți să vedem ce facem și cu omul. S-o fi săturat omul să mai fie om, poate și își dorește toate aceste îmbunătățiri, dar eu cred că trebuie făcut și la nivel planetar, pentru că ne putem trezi că vrem să apărăm clima, dar să nu mai avem oameni. Adică lucrurile acestea sunt într-un echilibru atât de fragil, în care nu trebuie să cădem în extrem. De fiecare dată când merg în Norvegia, în Suedia, și în țările acestea nordice, în fața parlamentelor acestor țări, se apără doar cauza ușilor polari sau altor animale. Numai parcă toate problemele legate de om sunt perfect rezolvate și singurele probleme care mai dor sunt ce face cu ușii polari. E adevărat că acum, interpretări mai noi spun că în 2100 nu o să mai avem deloc. Într-o arca lui Noe, să zic că am luat și ursul polar, probabil că nu-l vor mai putea lua să fie alături de noi, de plante, de oameni aceștia postumani, să fie cei care vor crea lumea aceea care acum doar o imaginăm. Dar asta nu ne împiedică totuși să vedem omul în centrul la tuturor lucrurilor. E adevărat că acum e căzută cumva în desuietudine această frumoasă zicere că omul e măsura tuturor lucrurilor. Și de când și cu Foucault și cu Derrida, postumanismul seamă foarte multe de construcții. Se merge pe ideea că omul a comis multe, a făcut multe greșeli. Și trebuie tot ce până acum avea o anumită, să-i spun așa, logică. Trebuie să vedem toată această problematică și legată de probleme care în România nici nu se uită nimeni la ele. Dar vedem că ocupă prin planul tuturor televiziunilor. De exemplu, în România aproape că nici nu sensibilizează pe nimeni de ce au început să distrugă statuile și miturile în țările civilizate.
De ce problema aceasta a colonizării și a decolonizarizării e de fapt pe ordinea zilei, pe toate televiziunile? De ce problema aceasta ecologică în România nu aproape irupe deloc decât așa pasager? E adevărat, zona asta a fost o zonă cu care a suferit foarte mult. Acum, ca istorie, pot să zic că am fost în cel mai norocos loc trăit în care s-a trăit pe planetă, cam de prin 1990 până în 2004-2005, când primul val de țări au intrat în Uniunea Europeană. Mă uitam la indicatorii de bunăstare planetară și de creștere, că singurul loc unde totul s-a prăbușit a fost Europa de Est, până și Africa a avut 10% de creștere. Peste tot s-au produs niște incredibile. Asia a crescut exponențial. Singura loc blestemat de pe planetă a fost această Europa de Est. Și poate de asta nici nu suntem sincronizați cu problemele astea mari. Pe noi încă ne dor lucrurile care țin de subzistență, încă ne doare o stradă, o școală. Lucrurile care dincolo au fost rezolvate. Și poate de asta nici nu suntem pregătiți să discutăm aceste probleme. Cum se discutăm noi astfel de postumanism și transumanism, că locul acesta din România este locul în care se moare cel mai mult de pe această planetă. Noi, practic, acum suntem la peste 20. Țara care vine după noi, Rusia, are 6. Deci e locul în care este cel mai periculos să fii și dacă la București e chiar cel mai periculos loc de pe planetă, la Iași este al doilea loc în care se moare astăzi pe planetă. Ori noi vorbim de aceste lucruri în condițiile în care am fi niște oameni în care toate lucrurile ar fi rezolvate. Problema aceasta a transumanismului este nu neapărat oamenilor cu burțile pline, ci în general la oamenilor care pot să aibă alte preocupări tocmai pentru că cele de bază au fost rezolvate. Adevărat că s-a spus că în general sunt preocupați de transumanism bărbații albi și cei care sunt europeni sau euroatlantici, partea aceasta să luăm și Statele Unite în discuție. Dar asta nu înseamnă că aceste preocupări nu au fost și în Rusia. Nu au fost diferite regiuni care întotdeauna au gândit problemele acestea de ameliorare a rasei umane. Acum, dacă ar fi să fac un excurs în toată istoria noastră și am putea o lua de la Gilgamesh și să ne ducem până în partea aceasta de epocă contemporană, probabil că încercările acestea ale omului de a fi întotdeauna spre perfecțiune încep de atunci de când începe el să-și făurească una alta. De atunci el devine un om preocupat de tehnologie. Dar cu un astfel de excurs, de trecere prin fiecare dintre astea, am putea să vorbim de la culmea și de Vlad Țepeș și de, ne ducem până la Frankenstein, să vorbim și de curtea lui Rudolf al II-lea, să ne ducem prin toate, să le zic așa, unghierele istoriei care acum se va încheia și să găsim de fiecare dată repere foarte interesante în care să ne ajute să înțelegem problematica aceasta a transumanismului, trecând prin fiecare unghier al istoriei noastre universale. Ori, ca să punem totuși lucrurile și să mergem să ne apropiem cât mai mult de perioada noastră și să nu fiu nicio captat sau prea atent la ce s-a întâmplat înainte, aș vrea să spun că problema aceasta a transumanismului, pentru că pe ea aș vrea pe ea cumva să centrăm, pentru că transumanismul acesta este undeva între două lumi, dar este cel care astăzi ar fi ca problematică cel care ne apasă cel mai tare, pentru că postumanismul este deja întâmplat în anumite zone, dar el încă nu este o problemă așa, pentru că oamenii că nu sunt construiți pentru postumanism. Postumanismul înseamnă empatie, înseamnă grijă față de celălalt, înseamnă bunăstare personală, dar și animalelor care sunt în vecinătatea noastră. Sunt, de fapt, niște probleme care oamenii nu au încă timpul și nici grija de a se aplica asupra lor, mai cu atenție. Dorința asta de Homo homini lupus este încă atât de puternică la nivel planetar, țările între ele, chiar oamenii din aceleași comunități, a spus și disocierile astea care se produc în societate, clivajele, încât nu avem timp să vorbim de lucrurile acestea, care de fapt țin de esența ființei umane și probabil că dacă va fi odată postumanismul să fie transplantat într-o lume ideală, exact care acele adjective care sunt cele mai importante pentru un om și îl definesc, vor trebui să fie toate scrise cu litere mari. Ori avem mult până acolo și poate că de asta a vorbit prea mult de postumanism, nici nu reprezintă decât așa mai mult o speranță. Dar transumanismul este în primul rând cum facem ca omul actual să fie un om care să trăiască măcar mai mult. Pentru că eu cred că, cum s-a mai spus, să fie aplicată chiar și morții să poți să-i
să-i aplici o soluție de aceasta, să omori moartea, eu zic că e încă mult de gândit asupra acestui aspect, dacă moartea va putea vreodată să fie înfrântă și chiar dacă moartea ar fi înfrântă și să zic că oamenii ar trăi veșnic, ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea universul și problema se va pune dacă există o entitate de aceasta sub forma unei creaturi dintre acestea care se poată desprinde și pleca, pentru că e mai mult, nici nu mai e materie, ci doar la nivel de conștiință, să se elibereze de lângă o planetă Pământ aflată în vecinătatea unui soare transformat în supernovă. Deci avem șansele acestea de a ne elibera în orice scenariu, poate că vom reuși să facem lucrurile acestea. Dar un om transuman înseamnă, în primul rând, un om care va trăi ceva mai mult și sunt speranțe că aici va putea să fie realizată această prelungire. Era la zilele trecute o știre care spunea că cel mai bine ca omul să trăiască mult este să atingă 108 ani. Odată ce atinge această vârstă de 108 ani, speranța ca anul următor să trăiască este de 50%. E o speranță destul de mare. Până a atinge cei 108 ani, speranța de a muri, de fapt, e cam de 60-70%, deci omul riscă să moară într-un procent mai mare până atinge 108 ani. Culmea că dacă ajunge la 108 ani, doar 50%, dar sunt foarte puțini încă care ating această vârstă. Pe de altă parte, prelungirea acestea a vieții omului este legată și de consumul unor anumite substanțe. Și aici putem să luăm și în istorie de la toate aceste suplimente care sunt și ele de diverse tipuri. Chiar e considerată Viagra, că face parte din partea aceasta de transumanism, am spus deja de vaccin. Ori, se pare că foarte mult, încercau acum să revin un pic la COVID, că de fapt lumea aceasta a COVID-ului este o lume postumană un pic, pentru că deja vorbim un pic de aceste lucruri pe care am încercat, de acele adjective, măcar o parte dintre ele au fost puse cumva acum mai sub lumina reflectoarelor. Știți că nu s-a găsit o rezolvare prin ele, sau nici măcar unul dintre aceste adjective pe care atât de frumos ne place să-l punem în jurul omului nu a fost măcar scos în față sau măcar potențat. Putem să spunem că de fapt am ratat, dar s-a pus un pic și în context postuman problema aceasta a pandemiei. Să vedem un pic când se va încheia, dacă nu vom reveni la oile noastre, cum s-ar spune, și iarăși transumanismul să fie cel care e principalul. Sunt apoi lucrurile legate de coexistența aceasta și care începe deja și o vedeți în tot ce înseamnă cu plantele și cu animalele și evident cu calculatoarele, pentru că de fapt acestea sunt cele trei care vor însoți omul, așa cum va arăta, într-un anumit viitor. Și cu privire la plante, lucrurile le vedem deja, noi vorbim de ameliorarea omului, dar ameliorarea solului, plante modificate genetic, deja în acest traiect legat de tot ce înseamnă lumea aceasta vegetală, lucrurile se vor întâmpla deja. Însă problema care se va pune este cea legată de câte drepturi vom acorda acestor plante și acestor animale. Că de fapt viața noastră pe Pământ a fost mereu legată de ea, omul până acum s-a văzut un stăpân al naturii, ori acum trebuie să se transforme într-un partener cu aceste forme de viață. E adevărat, nu vom ajunge să dormim cu porcul în pat, să sperăm că nu ajungem la chestia asta. Dar îi vom lua poate un rinic, vom avea privirea unui rechin care se vadă într-un alt spectru. Tot ce ține de ceau animale și de ce nu să ajungem și până la hidră, că ea se pare că este cea nemuritoare din toate aceste animale. Ori până să ajungem pe fiecare din aceste animale să le exploatăm în propriul nostru folos, va trebui schimbat o adevărată, un lucru teribil la nivel de legislație. Ori și ce faci că Constituția Americană îți spune clar că trebuie să fim un creator alături de noi și toate puterile vin cumva, sau e și Dumnezeu prezent. Ori ce să faci cu o Constituție Americană pe care va trebui să o rescrii în momentul în care altele vor fi comandamentele epocii și spre alte lucruri va trebui să-și îndrepte oamenii atenția. Dar până să ajungem să scriem Constituția sau să rescriem Constituția Americană, probabil că vor fi niște lucruri legate la nivel de coduri etice. La ora actuală, culmea e că cele mai elaborate, cele mai bogate coduri etice sunt în discipline legate de psihologie și cele mai subțiri sunt exact unde ar trebui să fie cele mai groase, la zona inginerească. Pentru că acolo, de fapt, cu rețelele acestea sociale, cu toată manipularea care se produce prin intermediul internetului, acolo ar trebui, de fapt, scris cel mai mult.
Oricum, e că nu, toate reglementările astea vor trebui să vină încet și să se ducă și spre roboți. De exemplu, în Japonia deja a fost concediat un robot pentru incompetență. Uniunea Europeană acum vrea să scrie și să lucreze foarte mult câte drepturi putem să acordăm acestor roboți. Până unde putem să ne ducem în zona aceasta? Că ce putem din lucrurile acestea să le decodificăm? Avem voie să mergem atât de departe sau să mai așteptăm un pic? Lucrurile acestea sunt presante și nu cred că putem aștepta foarte mult. Pentru că dacă îi dorim companioni, îi dorim lângă noi, noi acestor roboți trebuie să-i vedem deja ca niște extensii ale noastre. De adevărat, putem filozofa la nesfârșit cum vom ajunge roboții să facă dragoste între ei, cum se vor fi parteneri de, se vor căsători roboții între ei. Astea sunt deja niște lucruri un pic cam mai, care mai pot să mai aștepte. Dar ce vom face în relațiile de muncă? Ce vom face la munca aceasta care de regulă este munca ascunsă, aia din gospodării? Și în care și acum nu știm prea multă munca aceasta, mai ales pe care o fac femeile, nu e munca vizibilă, nu e munca, dar de multe ori asta culmea e că s-ar putea să fie munca care să fie prestată într-o societate viitoare, să fie de fapt baza muncii. Se spune că într-o societate postumană, omul nu va mai ajunge să se ocupe decât, ce frumos ați spus aici, decât de cultura, și mi-ar plăcea să fie așa, și eventual de dezbatere politică. De tare e nevoie să revenim la agora grecească și romană, la tot ce însemna dezbaterea aceasta de idei. Probabil că în momentul în care ne vom termina toate treburile de făcut și munca nu va mai constitui motorul pe care întotdeauna pe om l-a mânat, de la destelenirile de păduri până la cuceririle în țările nordice, zonă de fiorduri și astea, de lupta aceasta să te duci din America până în vestul sălbatic și să-ți creezi o lume pe care să o aclimatizezi, în care omul să-și facă simțită prezența, probabil când le vom rezolva pe toate și toată munca se va fi sfârșit, omul se va ocupa în primul rând de el și de ce înseamnă o dezbatere, cât de interesantă e dezbaterea. Pentru că cum se petrec lucrurile acum, politica a eșuat, școala a eșuat și cam peste tot, școala nu mai știe să ofere un răspuns la ce ne așteaptă. De multe ori, copiii care astăzi sunt în școală vor practica niște meserii care acum nu există. Și atunci, lucrurile acestea trebuie văzute dintr-o, să-i spun așa, dintr-o perspectivă foarte diversificată. Și nu știu dacă avem oameni pregătiți care judecă la nivel global să atace simultan toate aceste probleme. Pentru că odată ce aceste probleme vor acapara agenda, vom avea nevoie de niște oameni cu viziune. Ori tocmai asta lipsește, și aici o spun ca istoric, prea puțini oameni mai avem, pentru că e o lume în care nu se mai citește. O expresie celebră, entuziastă, spune tout en ligne, rien en tête. Avem fiecare zeci de giga în calculatoarele noastre și nu mai avem timp să le citim. Ori lumea dinainte era o lume a lecturilor, în primul rând. Poate veți întreba de ce omul era transuman în momentul în care învăța să scrie. Pentru că până atunci, și dezbaterea filozofică, totul se făcea prin dialog, totul se făcea prin schimb de cuvinte. În momentul în care omul a început să scrie și a pierdut o parte din competențele pe care le avea, ca să vă dau un exemplu extrem, în momentul în care sclavii nu erau lăsați să învețe, să citească, își dezvoltaseră unii dintre ei atât de tare memoria, dacă le erau citite cărțile, le rețineau în integralitate, ceea ce un om astăzi n-ar putea să facă, nici măcar nu mai știm să reținem numele de telefon. De când am transferat agendele, am ajuns în situația în care totul este, vorba cum am spus în expresia franțuzească, totul e în agenda. Ori memoria este esențială pentru noi. Și ea se dobândește cu cărțile clasice, ce o spun, nu neapărat ca director de bibliotecă, ci ca om care a lucrat în bibliotecă și până să fiu director. Atenția unui om se concentrează atunci când are cartea în formatul clasic. Dacă se poate chiar două sau trei, să dezvolte niște centri. Sunt niște lucruri atât de teribile pe care nu poți decât într-o întoarcere la ceea ce însemna cultura în forma ei clasică. O întoarcere la esență extrem de puternică. Pentru că altfel este foarte bun surfatul, e foarte bine să deschidem două, trei tablete și eu am patru de doar. Dar vă spun cu toată sinceritate, atunci când țin o carte în formatul clasic, atunci când citesc o lectură dintre aceea serioasă, parcă se produce o scurcircuitare în tot organismul. Dintr-o dată cultura se asimilează în forma ei puternică, în forma ei hard, altfel surfăm prin toate. Și nu știu cât ajungem cu surfatul acesta, pentru că de când a venit și procesul Bologna, de când universitățile noastre sunt mai slabe decât erau liceile odinioare, nu știu ce vom face, vom avea oameni de care nu va fi nevoie pe planetă. Și indivizii inutili cred că va fi cea mai mare problemă. Oricum se mai transformă, să mai trăiască și veșnic.
Deci vor fi niște probleme atât de mari încât noi întâi să construim un pic oameni, să-i reconstruim. Pur și simplu m-a oripilat diferența aceasta în România, în care toate manualele se subțiază și că am văzut manualele în Japonia și în Germania cât de groase sunt și cât de li se cere unui copil. Ori să ne gândim că noi în secolul XIX ofeream Japonii, trecută la de început de ere Meiji, prin manualele lui Cusa pentru învățământul primar. Noi ne duceam să dăm țării acestea, care era emergentă și deja în 50 de ani devine o putere mondială, să le furnizăm expertiză pentru zona didactică. Ori ce facem acum dacă subțiem conținutul la nesfârșit și nu mai învățăm, nu mai transferăm cunoștințe? Să așteptăm, cum spuneam, că se va transfera totul în calculator? Păi de acolo putem să vorbim deja de viori la nivel de identitate, se vor fura identitățile alea. Cum mai e? Sau chiar să ajungem să trăim la nesfârșit, cum va fi viața aceea? Omul acela care va trăi veșnic, de fapt, care vor fi problemele existențiale? Ce va face cu propria lui viață? Cum o va derula? Pe urmă, sunt chestiunile acestea la nivel militar, care sunt atât de presante și de așa, deja se creează armate care să acționeze asupra inamicului prin violuri sistematice ale omului lup, ale unei creaturi dintre aceste hibride între om și animal, care se vor duce și vor face prăpăd în armatele adverse. Ați vorbit deja de chestiile acestea legate de sexualitate, n-aș vrea foarte mult să insist, dar sunt deja la nivel, s-au creat dispozitive care le produc oamenilor confuzii la identitatea de gen. Deci s-a mers atât de departe în lucrurile acestea, încât vom trebui să fim foarte atenți cât de departe ne vom duce cu această tehnologie. Unde e locul unde va trebui totuși să ne oprim? Cât de tare le putem lăsa să expandeze? Care, ori pentru așa ceva trebuie să ai un corpus, un mixtum de specialiști în varii discipline, care toți să se așeze la aceeași masă și să conlucreze. Ori pentru a face ceva îți trebuie în primul rând colaborarea, mâna întinsă, mâna strânsă cuiva. Ori la noi castele aceste profesionale trăiesc fiecare în lumea lor, au impresia că cu ele începe lumea. Mulți dintre ei sunt total autiști și nu vor să comunice. De exemplu, economiștii sunt cei care poate sunt cei mai rupți de toate celelalte discipline. Și creez doar în lumea lor și când se produc crahurile acestea financiare, pe urmă nici măcar nu dau prea multe explicații. Așteaptă să fie salvați de guverne. Așteaptă ca toți banii, dacă s-ar putea să le fie dat tot lor, de ce greșesc la nesfârșit și duc la falimentul unor bănci, a unor state. Așteaptă doar să le vină banii pe carduri și să plătească, chiar dacă lucrurile se duc la distrugere, tot să-și primească comisioanele și clauzele din contracte. Ori foarte greu este de transformat lumea, pentru că mie mi se pare așa, ca istoric, cred foarte mult, pentru că sunt un adept al liberalismului acesta, al democrației, cred foarte mult din anii 90. Într-un fel îmi vine să-l lăsăm și eu pe Fukuyama, pentru că am greșit-o și cu sfârșitul istoriei și o greșește și cu acest transumanism, zicându-l că e cea mai periculoasă idee. Așa și despre istorie s-a zis că istoria este cea mai periculos produs al chemiei intelectului uman. Ori trebuie să pornim de la premisa că avem nevoie de transumanism, trebuie să milităm pentru el. E adevărat, poate într-o formă bine ancorată în niște realități care sunt astăzi. Dar pe de altă parte, trebuie să fim atenți și la pericole. Să nu transformăm omul într-un deus, să nu-l transformăm, cum sunt și cărți scrise deja, în care ne-am transformat într-o lume în care să găsim și carne fără animale, în care și plantele la rândul lor să ajungă să nu mai fie opresate, în care și dreptul plantelor să fie unul asemănător omului. Ori noi trebuie să vedem toate aceste nuanțe și să întotdeauna ca un puzzle între acesta mare, să fim atenți ca niciunul, nici celălalt să nu producă asupra celorlalți cu care conviețuim prea mare pierdere. Ori reglajul acesta fiind, nu știu cum o să fie făcut. Din perspectiva aceasta istorică, eu cred că este foarte complicat. Trebuie să am și partea aceasta sceptică. La noi, în disciplina, îndoiala sistematică este cea ca metodologic trebuie să ne îndrume și de fiecare dată când vedem un text scris trebuie să ne îndoim de ce e acolo. Asta este deformarea noastră profesională, să spunem înaintea oricărui lucru un anume dubiu dacă acel text pe care îl vezi în față, ori toate manifestele acestea care sunt ale transumanismului, ale postumanismului, toate textele acestea scrise care sunt și pledează pentru lumea aceasta aflată în mișcare, văzute cu ochiul unui istoric, ar putea să fie
o tendință de aceasta să fim sceptici. Ori trebuie să avem și bruma aceasta de ce ne așteaptă în asta și să vedem un pic și cu speranță. Eu cred că și istoricii trebuie să iasă din carapacea asta de a, tot timpul de a veni și a da peste nas celor care au idei. Pentru că s-a spus că lumea aceasta creată în Silicon Valley de niște oameni cu buzunarele pline, care sunt poate rupți de ceea ce înseamnă problema lipsei de apă, problema canalizărilor, a lipsei de locuințe, care trăiesc în această bulă a lor în care se pot gândi și la ce ne așteaptă în viitor. E bine totuși să avem vizionarea acestea, pentru că acești miliardari, această zonă care a creat atâtea și atâtea device-uri de acestea cu care ne-am înconjurat, până la urmă a adus un progres planetar teribil. Să ne gândim cât de greu am fi suportat această pandemie dacă nu ar fi existat internetul ca invenție a omenirii. Cât de greu ne-ar fi fost să nu ne putem suna prietenii, părinții, chiar oamenii care mureau în spitale, ultimul lor mesaj care era dat prin telefon mobil copiilor sau celor care erau în jurul nostru. Să mulțumim că avem acești poate însingurați sau niște oameni care trăiesc doar în bula lor, care din invențiile acestea care la început par a fi și ca preț inaccesibile omului de rând, să ajungă în cele din urmă ca aceste tehnologii să pătrundă la fiecare om, să fie miliarde de telefoane mobile și ce poate cel mai frumos, miliarde de vaccinuri deja administrate în România, fiind sub media mondială din punctul acesta de vedere. Da, multe de spus, aș vrea totuși să fie și o parte așa, eventual Dan să spună și din viziunea aceasta, pentru că nu vreau ca istoric să trăim într-o lume în care fiecare ne rostim cuvântul, ori întotdeauna literații consider poate oamenii care sunt un pas în fața la tuturor, pentru că ei pot imagina toate lumile posibile. Istoricii vin doar să pledeze sau să strângă ce a rămas de la tot ceea ce în societate se întâmplă și să interpreteze. Interpretarea e cea mai importantă la noi, nu data și patologia. Așa cum v-am prevenit, expunerea a fost una pe repede înainte, mie mi-a trebuit o oră jumate ca să rostesc toate cuvintele. Dar lasă că și tu, după profunzime, mult mai poate. Eu l-am dat în seama din punct. Am avut o revelație ascultându-te și cred eu că, până la urmă, provocarea cea mai mare care ne așteaptă din perspectivă post și transumană este aceea de a redefini paradigma de libertate individuală. Cred că aici este lupta cea mai mare și trebuie să ne luptăm cu aspecte ale ființei umane care vin de foarte multe zeci de mii de ani și pe care nu știu dacă vom putea să le schimbăm într-o generație sau două, așa cum ne imaginăm. A fost o seară ceva mai lungă. Eu vreau să vă mulțumesc, domnului director, lui Daniel, așa cum îi spun, să-i mulțumesc colegii sale, Dianei, care, iată, l-am promutat cumva din culorile filicului pe șevaletul lui și să vă propun să ne vedem în aceeași formație de data aceasta cu invitatul, un invitat foarte drag mie, toți îmi sunt dragi, dar trebuie să recunosc, na. Dănuțul Ungureanu mie un pic mai drag decât alții, pentru că el a reprezentat pentru mine și un fel de model literar. Deci, pe mâine, cu Dănuțul Ungureanu.